Peste 260 de oameni au solicitat să voteze în spitalul de la Petroșani. Bolnavii sunt internați la diferite secții ale unității medicale și au cerut încă de sâmbătă seara să li se aducă urna mobilă. Un echipaj coordonat de un polițist a urcat în spitalul de la Petroșani și toți cei care au dorit au putut să voteze cu condiția să aibă buletinul. Să dea Dumnezeu să sperăm să fie mai bine, să nu tot așa să aibă și tineretul un loc de muncă, să fie că... ce să facem? Credeți că se vor schimba toate aceste lucruri? Nu prea cred. Numărul de oameni care au vrut să voteze la referendum în spital este cu atât mai important cu cât la alegerile din 10 iunie la spital nu s-a votat deloc. Până seara când am trimis listele au fost 259 de bolnavi. Restul care s-au mai internat sunt pe cerere tip, care se centralizează să acestea până în momentul în care părăsește urna spitalul și după aceea, dacă mai vin până la închiderea votului, se centralizează și mai urmează să vină urna până la ora 10:30-11 fără un sfert. Spuneți-mi dacă tura trecută la alegerile locale au fost mai mulți sau mai puțini care au solicitat această urnă? La alegerile locale nu s-a votat în spital. Deci a fost, la început, a fost să se voteze și după aceea nu s-au mai votat. Și la secțiile de vot a fost lume, iar din cauza aglomerației la Petroșani, oamenii au stat la coadă.